Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mâine dimineață la Ninoasa vor veni reprezentanții Guvernului României, întâlnirea la care participă și edilii locali din Valea Jiului. Incidentul de la Paroșeni, care a lăsat subteranul fără aeraj în concentrație de metan, va fi cercetat de inspectorii de muncă. Poții de capace de canal din Petroșani au fost prinși în flagrant la mijlocul lunii iunie. La Ninoasa ajung vineri dimineață reprezentanții ai guvernului, iar la întâlnire participă și edilii locali din Valea Jiului. Prefectul Sorin Vasilescu va veni la această întâlnire și a fost ales tocmai acest oraș pentru ca guvernanții să vadă ce înseamnă un oraș fără minerit. Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice și fost ministru al fondurilor europene, vine în Valea Jiului împreună cu o delegație din care fac parte și alți funcționari guvernamentali. La întâlnirea ce va avea loc în orașul Aninoasa sunt invitați primarii Văii Jiului, prefectul județului Hunedoara și autorități publice interesate de accesarea banilor pe proiecte europene. Practic, discutăm despre o întâlnire a mai multor factori de decizie, de reprezentanți de la nivel ministrului, fondurilor europene, secretarul de stat din Minister, discutăm despre conducerile direcțiilor regionale, despre instituțiilor cu atribuții în implementarea programelor, proiectelor finanțate din fonduri europene. De ce are loc la anul ăsta? Pentru că încercăm să aducem în centrul atenției în localitățile cu o situație materială, cu situație socială care impune o maximă atenție. Este vorba despre un proiect prin care se încearcă punerea pe culoar, ca să spun așa, unor proiecte, astfel încât ele să fie realizate cu celeritate, cu repeziciune, care având ca obiectiv crearea de locuri de muncă și dezvoltare a Văii Jiului, pentru că până la urmă discutăm despre o zonă cu un potențial uriaș care trebuie sau ar fi trebuit mai de mult să se bucure de o atenție cuvenită din partea tuturor factorilor din putere de decizie. Discuțiile au loc în orașul Aninoasa pentru că aici delegația guvernamentală va avea ocazia să vadă pe viu efectele închiderii minelor. Primarii au avut recent o întâlnire cu prefectul județului Hunedoara, Sorin Vasilescu, și și-au propus câteva obiective pentru această întâlnire. Ideea este aceea de a lămuri problemele legate de posibilitatea de a accesa bani europeni pentru dezvoltarea regională. Pentru că a fost un incident grav, inspectorii de muncă vor să afle cine se face vinovat pentru întreruperea lucrului la mina Paroșeni. Asta cu atât mai mult cu cât incidentul a lăsat subteranul fără aeraj în concentrație de metan. La finalul cercetărilor, vinovații riscă sancțiuni pentru că nu au ținut cont de pericolele la care au expus oamenii. Au săpat un șanț și au rupt cablurile de alimentare cu energie electrică a ventilatoarelor din subteran. Vorbim despre cei care lucrează la ecologizarea părților de la suprafața minei Paroșeni și care au produs o avarie gravă ce a generat evacuarea oamenilor din mină și întreruperea timp de 24 de ore a lucrului, din cauza concentrației de metan. Inspectorii ITM fac acum cercetări și ne explică în ce categorie poate fi încadrat evenimentul. Se încadrează ca și incident periculos. Pagube s-au produs că nu s-a dat producție în acea zi și chiar putea să afecteze și personalul, cu toate că personalul a fost scos, dar fiind de durată foarte mare, normal s-a acumulat metan și metanul, ca să scoți din subteran prin ventilatoarele principale, în canalul ventilatorului nu trebuie să ai mai mult de 0,7%, deci lucrurile au fost complicate. Deci categoric se încadrează ca și incident periculos și în conformitate cu legea și incidentele periculoase se cercetează de către Inspectoratul Teritorial de Muncă. Cel care a săpat șanțul nu a fost avertizat despre faptul că sub pământ sunt cablurile de alimentare a subteranului, iar acum inspectorii de muncă au întocmit un dosar, la final urmând să fie găsiți vinovații. Sancțiunile și abaterile, responsabilitățile, sancțiunile se vor stabili la finalizarea cercetării, fiindcă trebuie să luăm în calcul încă de la partea de proiectare, să vedem ce lucrare s-a executat, dacă s-a executat conform proiectului, cum s-a făcut proiectul, dacă s-a luat în calcul
existența acestor cabluri și tot ce, toate instalațiile, echipamentele care pot să fie afectate în momentul în care execuți această lucrare. Deci, la finalul cercetării o să știm cine a greșit, de ce s-a întâmplat, care sunt responsabilitățile și care sunt abaterile și sancțiunile. Peste 600 de tone de huilă s-au pierdut pentru că în mina Paroșeni nu s-a lucrat timp de 24 de ore. Incidentul s-a produs luni dimineață din cauza unui angajat care a distrus alimentarea cu energie electrică și implicit a oprit aerajul sub pământ. Mina Paroșeni a intrat pe program de închidere și ecologizare, iar buldozerul care a produs incidentul aparține firmei Castrum. Au fost prinși hoții de capace, s-a terminat și cu dispariția misterioasă peste noapte a acestora. Florin Nicolae, viceprimarul municipiului Petroșeni, spune că a durat ceva să-i prindă pe hoți și ne explică cum procedau aceștia de fapt. Luni de zile, municipiul Petroșani a fost pur și simplu terorizat de hoții de capace de canal care furau câte 10-20 de bucăți în fiecare noapte. Autoritățile locale nu mai făceau față zecilor de sesizări și cei de la Apaserv au cheltuit sume uriașe, însă până la urmă au fost prinși hoții și s-a terminat cu isteria generală. Cum procedau ei ne explică chiar cel care a creat un grup de inițiativă pentru prinderea infractorilor. Acționau destul de repede, foarte repede, în momentul în care își luau și măsuri de protecție să nu fie văzut de absolut nimeni, repede și îl băga în, le arunca în iarbă prima dată, după aceea din nou vedeau dacă sunt văzuți de către cineva și puneau într-o mașină cu număr de Argeș și în felul acesta reușeau să sustragă și să aducă prejudicii. Grupul de infractori era din Vulcan și acționa doar la lăsarea serii. Din Petroșani au dispărut aproximativ 60 de capace în câteva săptămâni. Cheltuielile Apaserv au fost uriașe în condițiile în care pentru fiecare gură de canal costurile de înlocuire a capacelor ajunge la 700 de lei. Hoții au fost prinși în flagrant la primul cântat al cocoșilor la mijlocul lunii iunie și de atunci nu s-au mai înregistrat astfel de fenomene. Însă nicio firmă de colectare a fierului vechi nu a fost sancționată pentru că a primit capacele pe post de fier vechi. Hunedorenii aflați în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru bursa locurilor de muncă online. Aceasta este o alternativă la serviciile clasice de mediere a forței de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, în parteneriat cu agențiile din Alba, Gorj și Maramureș, au implementat proiectul strategic Bursa Locurilor de Muncă Online, cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Prin acest proiect s-a urmărit modernizarea serviciului public de ocupare, se încearcă oferirea unor soluții alternative la serviciile clasice de mediere a forței de muncă, și prin intermediul bursei locurilor de muncă online se deschide oportunitatea accesării online a acestor servicii, fiind de fapt un serviciu de tip self-service. Participarea la bursă este o opțiune disponibilă în orice interval orar și în oricare zi a săptămânii, ceea ce deschide posibilitatea persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a fi selectate pentru angajare în afara granițelor țării și în afara spațiului european. Persoanele în căutarea unui loc de muncă ar trebui să parcurgă următorii pași. În primul rând să se înregistreze și anume să-și creeze un cont și să se autentifice accesând în acest fel contul. Apoi își creează un profil personal. Platforma informatică preia aceste date ale persoanei în baza de date a Agenției Județene și informațiile de acolo pot fi actualizate sau modificate de către solicitant oricând. Platforma informatică, care este de fapt miezul acestui proiect, pune la dispoziția angajatorilor două posibilități de organizare a selecției de personal, se anume bursă online sau interviu. Prin această aplicație, programarea interviului devine o opțiune care poate fi stabilită de comun acord între cele două părți, solicitant și angajator. Firma care execută lucrările în defileul Jiului pe artera rutieră a apelat din nou la alpiniștii utilitari. Motivul este legat de necesitatea ancorării unor stânci și asta după ce acum câteva săptămâni o bucată mare de rocă a blocat traficul după ce s-a prăbușit pe carosabil în zona Lainici.
Ca să evite orice eveniment nedorit, cei care lucrează pe drumul din defileul Jiului au apelat din nou în aceste zile la alpiniști. Ei au misiunea de a poziționa plase de protecție pe suprafețele versanților ce mărginesc artera rutieră. Este al doilea an în care echipele specializate de alpiniști și, bineînțeles, constructori specializați în consolidarea versanților sunt în județul Hunedoara și în județul Gorj la activitățile de reabilitare de N66 de fileul Jiului. Sunt echipe venite din Spania, sunt în primul rând alpiniști ca să poată să lucreze pe versant agățat în cordelină cu drujba la curățit, cu picamărul la derocat sau sigur cu alte unelte specifice acestor activități. Sunt și ingineri și tehnicieni, sunt categoriile de personal necesare acestor activități. Știm că de după ce curăță versanții de crengi, de vegetație, urmează derocarea de rocilor care sunt, de există a căror pericol să cadă, iar după aceea urmează fixarea stâncilor masive cu plase și cu acele bare de oțel de 3-4 metri lungime care vin fixate prin perforarea muntelui, prin găurirea cu burghie speciale. Alpiniștii sunt din Spania și sunt angajații firmei care reabilitează tronsonul de drum dintre Bumbejiu și Petroșani și vor lucra în zonele periculoase. Proiectul de reabilitare a drumului din defileul Jiului are o valoare de 185 de milioane de lei și este în întârziere, iar acum vor începe din nou lucrul alpiniștii și restricțiile rutiere vor fi anunțate în consecință. Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva propune vizitatorilor, începând cu această lună, o nouă piesă în categoria Exponatul Lunii. Este vorba despre o sabie Solingen de paradă pentru ofițeri care datează din secolul al XX-lea și care va putea fi admirată în spațiul special amenajat la intrarea în Palatul Magna Curia. Elementele sale principale, mânerul, garda, lama și teaca, sunt lucrate din oțel prin forjare și apoi prelucrate mecanic prin pilire, găurire, decupare, nituire, șlefuire sau gravare. Mânerul propriu-zis, confecționat din lemn și înfășurat cu sârmă argintie răsucită, este terminat în cap de vulturi cu ochii din pietre semiprețioase și are ca terminație un buton aplatizat care poartă coroana regală. Lama are profil triunghiular, cu nervură mediană pe două treimi din lungime. Aparține colecției de arme a muzeului nostru. Este un obiect care are pe lângă o valoare istorică deosebită și valoare estetică specială, fiind pe lama din oțel, damaschinat cu fir de argint, damaschinate mai multe motive florale, vegetale și o inscripție cu litere arabe. Obiectul a fost restaurat în laboratorul de metal al muzeului nostru, laboratorul de restaurare metal al muzeului nostru. Piesa face parte din colecția de arme a Muzeului Civilizației Dacice și Romane și a fost restaurată în cadrul laboratorului de restaurare al muzeului. Intervențiile efectuate asupra sa, având drept scop stoparea procesului complex de distrugere a metalelor și a aliajelor metalice sub acțiunea chimică, electrochimică și microbiană a mediului. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai frumoasă.